Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să încerc să înlocuiesc toba intermediară la mașină. Dacă bine știți, cei care sunteți mai vechi pe canal, am încercat eu să repar vechea tobă intermediară, dar din păcate a căzut. După cum se vede, dragii mei, de pe vechiul meu Logan, am luat eșapamentul cu tocul catalizator. Acest catalizator e luat nou, deci l-am schimbat și am dat de eroare. S-a prins check engine, dacă nu mă înșel. Cred că așa se numește, nu mă pricepeu bine la engleză, deci martorul motor, cum s-ar traduce în limba română. Dar nu o să discutăm despre asta. Acum, după cum vedeți, dragii mei, am aici două mufe. O mufă are diametru de 50,5 mm, iar cealaltă are diametru de 44,5 mm. Pentru că doamna de la piese auto a spus că la Logan trebuie în față o mufă groasă care a costat 25 de lei și în spate trebuie o mufă mai subțire. Asta a costat 20 de lei. Acum eu trebuie să măsor grosimea țevii cu șublerul în spate, mă interesează la mașina mea, pentru că aici diametrul e același, 55, cred. Da? O să scot șublerul, mă puțin să îmi iau și tripiedul. Așa arată, dragii mei, mașina pe rampele pe care le-am confecționat ieri. Până la urmă am decis să ridic doar partea stângă. Ia uitați aici. Bun. Acum o să scot șublerul și o să măsor diametrul. Aici avem, nu știu dacă reușesc să focalizez, 45, pentru că aici e 40 de milimetri, iar aici indicatorul de aici de la 0 este la 45. Iar aici în spate avem 40,1 mm. Nu știu dacă eu aici voi reuși să filmez ceva, dar măcar voi încerca. Pentru că, pe mine, dragii mei, mă interesează aici în spate diametru. Să văd cât trebuie să tai. Aici am 40 de milimetri,
înseamnă că e bine. Îmbrăcăm partea din față. Deci e perfect. Așa că acum va trebui să iau ruleta, că am uitat să o iau, și să măsor de aici din spate, de unde o să tai, până aici în față, unde o să tai. Așa. Acum, dragii mei, o să pun pe pauză și o să revin. Dragii mei, cu puțin efort am reușit să tai cele două bucăți din eșapament. Adică să vă arăt pe ăsta. Asta a fost în față și asta a fost în spate. Cum e la asta, vedeți? Iar acum o să măsor deci, aici, asta o să tai aici, în zona aceasta și asta o să tai undeva aici la undeva la 55 de centimetri aproximativ, să-l lăs și puțină toleranță. Deci una aproximativ pe aici, una cam pe aici. Acestea sunt ultimele tăieturi, cum ar veni. Nu știu dacă reușesc să focalizez. Să vedeți ce are înăuntru. Are niște site. Sper să fie focalizat. Bun. Dragii mei, am pregătit cele două mufe pentru montaj, am luat etichetele jos,
Am pregătit aici două tubulare, una de 13 și una de 17. O să mă bag sub mașină și o să începem montajul. Trebuia să fac asta de foarte mult timp, dar am neglijat. Am zis, las că fac mâine și tot așa. Dar din păcate n-am mai făcut. Nemai făcând, să vă arăt și ce greșeală am făcut. Așa că degeaba se spune că domnia și prostia se plătesc. Vedeți? Mufa de la sonda Lambda s-a distrus. Așa că învățați din greșeala mea să nu puțiți ca și mine. Bun, acum o să găsesc o modalitate. Să pun telefonul ca să vedeți și voi ceea ce fac eu. Bun. Asta e mufa de bază 44,5 mm. Asta vine în spate. Asta vine în față. Am atins din greșeală telefonul, dar asta e. Se mai întâmplă, dragii mei. Și la case mai mari. Acum o să ies din nou să văd dacă mai și filmează ceva. Dragii mei, omul din greșeală învață, dar e atât de bine când învață din greșeală altuia. Din păcate, nu tot timpul e așa. Să văd acum dacă intră mufa aici. Perfect, a intrat. Bun. Iar acum o să încep să, acum să văd dacă opa. Probleme. Acum zice ăla. Este unul pe TikTok. Problem. Aha. Păi atunci să fac altcumva. Voi să o tai mai în față. Deci am băgat o jumătate. Ar mai trebui să tai. Are o chestie aici și nu știu ce e această chestie. Ar mai fi o variantă să o las asta aici așa și să mai tai o bucată din ea. Aici și această mufă s-o tai în două, dar nu vreau să o stric, pentru că dacă aș pune așa nu pot, în cauza că nu intră aici.
Și n-am calculat eu că la toba asta, partea asta e tot de 55,5 mm. Deci ea era mai ok. Vedeți? Mamă! Cum să văd? Bine așa. Dacă o pun asta aici. Că ar ține, le-ar ține pe amândouă. Stați puțin să văd o șmecherie. Deci tot nu m-a ajutat mare lucru. Acum o să văd dacă aș putea printr-o șmecherie să o bag aici, nu cred că voi reuși. Să cărcănesc cumva acest colier. Dar nu au nicio șansă. Dragii mei, așa e că lucrez cu fiare. Dar asta e. Că vorba aia, faci ceea ce îți place, mai merge. Totuși, o să încerc să fac o șmecherie. Deci, așa, undeva pe aici, va trebui să mai tai jos și să vedem ce și cum. Poate reușesc să o păcălesc cumva. Pun pe pauză și revin. Dragii mei, dacă reușesc să focalizez, am cărcanat așa și încerc să îmi depărtez și asta puțin, cât să îmi intre mie aici pe această țeavă. Și dragii mei, după cum se vede, am forțat-o. Acum trebuie să strâng aceste urechi ale colierelor și o să le strâng cu cheia franceză. Așa. Dragii mei, am fost la Menghina. Era singura modalitate să mai pot să fac o modificare. Gaura dinspre Piuliță a fost rotundă și a fost nevoie să o ovalizez, să o alungez puțin în jos. La fel și cu gaura care era pătrată, pentru că aceste șuruburi au aici un pătrat. Am alungit-o cât să poată să intre aici, să prindă 2-3 spire și o să fie ok. Am bănuit că va trebui să fac această modificare și asta e, n-am scăpat de ea. Acum, dragii mei, o să prind doar aici deocamdată acest colier și
revin imediat. Dragii mei, sper să reușesc să vă arăt. Am pus mufa care vine în spate. Poate era mai bine să fi pus mufele cu șuruburile în sus. Pardon, da, bine zic. Da, acum asta e. Așa vor muri astea. Nu o să le mai schimb eu. Acum o să pun pe clichet tubulara de 17 și o să strâng piulițele din față. Eu cred că aici e ok. E bine cu mufele astea că nu mai trebuie să sudezi atunci când ai probleme cu țeava de eșapament, cu toba. Trebuie să schimb basculele și bieletele antiruliu. Bieletele antiruliu, dragii mei, le-am cumpărat anul trecut în primăvară, le-am montat. Iar când am mers la ITP, inginerul ITP care mi-a făcut ITP-ul, mi-a zis, bă, bieletele astea sunt ca pula, când e culcată. Cum, bă, că le-am schimbat în primăvară? Bă, sunt gata. Și într-adevăr sunt varză și sunt așa într-o dilemă, să mă iau un set de bilete anteriorului noi, care oricum nu sunt scumpe, deși am vrut să iau mai ieftine și băiatul de la piese auto, care mă cunoaște, mi-a zis, bă, mergi pe mâna mea și ale astea mai scumpe ca să nu ai probleme. De toți care și-au luat astea, n-am avut probleme, dar uite că eu am avut. Bine, nu e el de vină, a putut să fie un defect de fabricație. Mă gândesc că eu de pe celălalt Logan, v-am mai arătat eu acel Logan gri în alte videoclipuri, și basculele o să le iau, că alea sunt bune și după cum se vede, dragii mei, am terminat. Și deocamdată mă gândesc să iau, după cum am spus, basculele vechi de pe celălalt Logan, că sunt bune, și bieletele antiruliu, și pe viitor va trebui să schimb și biletele de direcție pe care le-am cumpărat, dar n-am mai avut timp să le schimb, și să schimb și capetele de bară. Dragii mei, după cum se vede, am reușit, slavă Domnului, și am pus celelalte eșapamente, vechi, adică
nu, toba intermediară de pe celălalt logan. Acum o să trag asta la o parte. Ce e de aruncat o să arunc, că asta e. Țeava cu catalizatorul nu o să arunc, pentru că am dat 800 și ceva de lei pe el acum 3 ani. Cu câteva luni înainte să lovesc mașina, loganul celălalt. Acum o să și o să pornesc mașina, dragii mei, pentru a o coborâ de pe rampe, de pe rampele homemade făcute de mine. Am încercat inițial să urc cu toate roțile, dar nu am reușit și atunci am zis că nu mă mai chinui. Și am zis că o să pun două rampe în față, două în spate și o ridic doar de o singură parte. Și nu am reușit deloc. Pare că suflă prin spatele șaibei, adică prin spatele colierului din partea din spate, așa că încerc să-l mai strâng, dacă reușesc bine, dacă nu, acolo o să rezolv problema. Fie într-o zi o să pun ciment din acela pentru eșapament, sau o să pun o bandă. O să văd. Sincer să fiu, dragii mei, ce-a fost mai mult am făcut. În mare parte am reușit să fac. Adică nu o să mai cobor. Având în vedere că cimentul în mod normal se întărește în vreo 12 ore, eu, cum vedeți, dragii mei, am aici două tuburi cumpărate. Am și bandă. Banda nu e din aceea lipicioasă cum am pus data trecută. Această bandă, cred că v-am mai arătat-o eu.
se pune pe eșapament și se pune și ciment. O să pun și ciment, o să pun și din asta. Are și aici o sârmă. Și o să las să se întărească. Dragii mei, ați văzut data trecută, cei care ați văzut videoclipul în care am reparat atunci provizorul eșapamentul, cum am pus, nu o să mai lungesc clipul, deja sunt 30 de minute. Vă mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți și le mulțumesc tuturor celor care au cumpărat de pe magazinul meu și să ne revedem bine la un nou videoclip. Până data viitoare, toate bune! Pe curând!